Bună ziua, oameni dragi! Deși ar trebui să fiu mai totuși mai cu zâmbetul pe buze, e așa puțin forțat pentru că trebuie să vă salut și să fiu și eu simpatică, dar este o zi destul de încărcată în care trebuie să comemorăm evenimentele care au avut loc în această zi, în alți ani. Poate înțelegem ceva din ele și nu mai repetăm anumite greșeli ale istoriei, mai ales că, nu știu, pare că omenirea își dorește cu ardoare un război. Că anumite guverne, că anumite supraputeri care controlează guverne și vor beneficia de pe urma războiului, își doresc un conflict militar mondial, este destul de evident. Dar pare că și presa contribuie, și societatea civilă. Pare că omenirea nu mai prețuiește viața. Cam așa pare. Și e important să ne amintim că acum 79 de ani, în Japonia, la Nagasaki, se lansa o bombă, o bombă atomică, prima de acest fel. Deși războiul era sfârșit, prin capitularea Germaniei și Japoniei, Japonia era deja o țară în mare parte dezarmată și demoralizată, s-a trezit cu o bombă atomică. 3 zile mai târziu și Hiroshima a fost lovită de același tip de bombă de către aliații noștri, Statele Unite ale Americii, care aveau o jucărie nouă și de ce să nu o testeze până la urmă. Nu știu dacă am învățat ceva de atunci, nu știu dacă înțelegem că nu este de joacă cu așa ceva și că un război este totuși de nedorit, mai ales că între timp nu doar Statele Unite ale Americii dețin astfel de jucării. Sunt foarte multe țări care s-au înarmat și ăsta este paradoxul înarmării nucleare, faptul că se tem unele de altele, statele între ele, și astfel scade riscul și posibilitatea ca totuși să se declanșeze un astfel de război, pentru că dacă dau unii, dau și alții și viața pe planetă pur și simplu poate lua sfârșit. E important să ne uităm așa, poate nu avem dimensiunea unor lucruri, dar la o simplă căutare pe Google puteți vedea că mai puțin de 1% din încărcătura nucleară de pe planetă poate distruge viața pe Pământ pe veci. Sigur, poate unii credeți că au buncăre și că pot supraviețui chiar și așa. Viața pe planetă, pentru a-și reveni la normal, nu mai poate fi vorba. Dar pentru totuși a mai exista civilizație umană pe Pământ, într-o formă sau alta, cu mutații unele sau altele, va dura câteva decenii minim. Câteva decenii minim. Nu știu cine, ce buncăre au oameni dragi pe planeta asta, astfel încât să poată supraviețui cu hrană, apă, oxigen pentru câteva secole. Totuși e bine să nu se întâmple. E bine să nu se întâmple. Ați experimentat, ați făcut, ați văzut la Hiroshima și Nagasaki acum 79 de ani ce se întâmplă. Nu mai cazul. Nu mai este cazul. 6 august este o zi importantă și pentru țara noastră, pentru că în 1929 a avut loc Revolta Minerilor din Valea Jiului și în cinstea eroilor, să-i numim, care și-au permis să se revolte împotriva regimului, au fost uciși aproximativ în jur de 30 de mineri și în cinstea lor a și rămas această dată de 6 august ca și ziua minerilor. Avem aici în imagine, cred că asta este de la, având în vedere că sunt și cu măști, sunt din... de la greva minerilor, cred, din 2022, când câteva zeci de mineri s-au blocat în subsolul minei pentru a atrage atenția asupra relelor condiții. Pentru că, vedeți, progresul ăsta îl vedem mai mult pe la Jocurile Olimpice, în politica asta de identitate de gen. Pe aici vedem progresul. Vis-a-vis de exploatările miniere, nu se vede niciun fel de progres.
Se exploatează cărbunele cum se exploata acum două secole, nu, poate chiar mai rău. Poate chiar mai rău. Și minerii, încă mai este un puțin sânge acolo de revoltă, doar că numărul lor este mult mai mic. Dacă în 1929, când țărăniștii au cerut împușcarea minerilor, un guvern țărănist, la comanda liberalilor, care erau mari proprietari, mari burghezi, care controlau proprietarii ai acestor mine, au cerut guvernului țărănist de la acea oră, condus de Iuliu Maniu. Paradoxal, stau pe bulevardul Iuliu Maniu, eu fiind fată, nepoată și strănepoată de mineri. Asta e, asta mi-este soarta, oameni dragi. Iuliu Maniu a aprobat intervenția în forță și au murit. Au murit, repet, câteva zeci de mineri care au cerut un minim de drepturi, minim de condiții de muncă, au cerut ca minorii să nu mai lucreze în mină. La acea oră lucrau minori. Burghezii imperialiști de la acea vreme, de la PNL, cu asta se ocupau. Cu o formă de sclavagie modernă. Modern. Au fost multe momente în care minerii și-au arătat curajul. Tot în luna august, de data asta între 1 și 3 august, doar că de data mai recentă, 1977, când au avut curajul să se revolte împotriva regimului comunist. Este un episod care ar trebui predat în școală. Pentru că ce au făcut minerii atunci ar trebui să fie o lecție de ce înseamnă societatea civilă în raport cu puterea. În raport cu puterea. Ce au făcut ei în 77, având curajul să se revolte împotriva unui sistem opresiv. Ca acum, de exemplu, în România, dacă mai ieși la un protest, dacă... Este în regulă, totuși. Față de alte democrații declarate, de unde ne luăm lumină, să știți că din punctul ăsta de vedere stăm foarte bine. Din punctul ăsta de vedere nu suntem călcați cu caii ca în Franța sau Canada, nu ni se blochează conturile din nou ca în Franța și în Canada. Aici am protestat, maxim s-a primit o amendă. Deci acum populația nu are nicio scuză pentru a nu protesta, pentru a nu-și arăta revolta. Comparativ cu minerii din 1977, care s-au revoltat împotriva unui regim opresiv, care putea să îi împuște, cum au făcut liberalii și țărăniștii în 1929, care puteau să-i arunce în pușcării, care puteau să-i trimită la canal, dar ei s-au bazat pe un singur lucru, cred eu, pe faptul că au fost un bloc unitar. Faptul că toți minerii, care erau la acea vreme vreo 60.000, cel puțin în Valea Jiului. Știți câți mai sunt acum? Sub 3.000. Sub 3.000. Ce să mai faci cu 3.000 de mineri? Ce să mai faci? Ai trimis o unitate, i-a liniștit instant. Dar atunci 60.000 de mineri prezenți în curtea minei de la Lupeni, se afla și mama mea printre ei. Mama mea, lucrând și ea, de asemenea, la fel ca și bunica, tot în industria minieră, și s-au bazat pe faptul că, fiind mulți, fiind o întreagă breaslă unită în jurul unei liste de revendicări, atenție, sunt și eu om de stradă. Așa, mamă, așa, tată, așa, fică. Eu așa am văzut că se face. Și așa am crezut că se face. Când societatea civilă are o nemulțumire, se revoltă, vine cu o listă de revendicări și începe o negociere. Altfel nu există, fie că e sistem comunist, fie că e democrație, fie că ce-o mai fi, o să fim conduși de roboți. Altă variantă nu există. De a controla, de a avea un minim control asupra puterii. Dacă minerii au putut în 77 împotriva regimului comunist, noi nu avem nicio scuză.
Nu avem absolut nicio scuză. Și ca să revin, pentru că spuneam că și eu sunt om de stradă, în foarte mulți ani ăștia de stradă, în care am fost parte din societatea civilă revoltată, eu nu am văzut liste de revendicări. Am făcut eu niște liste de revendicări pe care le-am trimis pe cale procedurală. Că altfel cum putem avea o comunicare? Ieșim în stradă doar ca să ieșim în stradă? N-avem ce face acasă? E, minerii din 77, care nu erau oameni cu carte, mulți dintre ei semnează cu X, mulți dintre ei nu știu să scrie. Dar cu toate astea, au știut să facă o listă de revendicări. Iar Ceaușescu, care se afla în vacanță la Neptun, era și el în vacanță. Ce credeți, că doar Klaus Iohannis pleacă în vacanță? Era și Ceaușescu prin vacanță la Neptun. Doar că ăla, când a auzit că este revoltă, revolta minerilor de la Lupeni, a lăsat plaja și s-a dus frumos în Valea Jiului. Am mai avut noi un astfel de episod de la Ceaușescu încoace, nu vă supărați, în care nu contează, o parte din populație, o breaslă, o categorie socioprofesională, orice să se revolte. Și președintele să... Mint, a fost momentul cu geaca roșie. Domnul președinte a ieșit cu geaca roșie alături de cei de la hashtag rezist în stradă. Da, da, trebuie să-l aplaudăm pentru acest minim efort. Dar în rest, nu. În rest, nu. Cum să se teamă mediul politic cei puțini de cei, de noi, cei mulți, dacă nu arătăm semne că existăm? Dacă nu dăm dovadă de faptul că ne deranjează ceva? Nu este de mirare. Și repet, faptul că minerii în 77 au putut să se revolte fără să le fie frică nici de gloanțe, nici de pușcărie, nici de munca la canal. Dacă ei au putut să constituiască acolo o listă de revendicări, să aibă o negociere cu Ceaușescu, care, ce credeți, le-a respectat lista de revendicări, care erau absolut umane. Ei au dat un exemplu de faptul că se poate negocia chiar și cu dictatori. Chiar și cu dictatori. Fără o astfel de atitudine, nu se poate trăi. Indiferent de ce regim există. Fără unitate, în interiorul unor segmente sociale, că vorbim de segmente sociale care ar trebui să conlucreze împreună pentru diverse cauze care ne privesc pe toți, pentru politici monetare care ne privesc pe toți. Până când nu vom da dovadă de unitatea de care a dat dovadă, au dat dovadă minerii în 1977, eu nu cred că avem nicio șansă. Vom continua să simțim biciul puterii care nu are niciun motiv să facă lucrurile altfel, atâta timp cât nu sunt deranjați, cât nu pățesc nimic, cât nu există niciun fel de consecință. De asta și trebuie să dispară mineritul. De asta ar trebui să și dispară tot ce înseamnă Valea Jiului, care acum este o zonă defavorizată, cu blocuri părăsite, cu peste jumătate din populație plecată peste granițe, plin de șomeri. Au dispărut peste noapte 10.000 de locuri de muncă, în timp ce noi importăm cărbune din Rusia. Din Rusia. Și noi stăm pe cel mai mare bazin carbonifer din Europa, cu un cărbune de calitate superioară, cu huilă. Nu mai spun că avem 299 de astfel de puncte în toată țara, cu atât mine de adâncime, cât și mine de suprafață, cu toată gama de cărbune. Noi le închidem. În timp ce Germania
O să vă prezint știre. Tocmai a ras de pe suprafața pământului un oraș pentru a extinde o mină. Marea Britanie, bineînțeles, și ea extinde mine. Pentru că în progresul ăsta, să știți că există metode prietenoase cu mediul, atât de a extrage cărbunele, cât și de a-l prelucra. Că ne place, că nu ne place, că stăm la coadă, la reciclat bidoane, magazinele în care reciclăm sunt construite din oțel. Fără cărbune nu se poate prelucra oțelul. Așa că nu știu cum rezolvăm această problemă. Sigur că putem găsi alte metode de încălzire, de producere a energiei pentru consumul casnic. Poate s-or găsi. Dar pentru prelucrarea oțelului, momentan, progresul tehnologic nu a găsit, nu a făcut niciun fel de avans în sensul ăsta. Și că astăzi este, repet, ziua minerului. Le urăm la mulți ani și noroc bun și multă sănătate, având în vedere că fiecare clipă, din momentul în care au pășit în colivia care îi duce la zeci de metri sub pământ, viața lor este în pericol, pentru că lucrează cu burlane putrezite, cu cuie ruginite, repet, ca acum două secole, pentru a da cărbune țării, pentru a alimenta termocentrale, ca noi să beneficiem de o viață modernă. Dar uităm cum se ajunge la produsul final. Uităm toți pionii care ne fac nouă viața mai ușoară. O să revin la pupitrul meu de comandă pentru că vreau să vă citesc puțin câteva date despre minerit. Îl vom avea la telefon, bineînțeles, nu se poate nicio emisiune despre minerit, mai ales în această zi, de ziua minerului, fără a discuta cu ultimul lider de sindicat, nu al minerilor, ultimul lider de sindicat, punct, autentic al țării, cu domnul Miron Cosma. Revin la pupitru. Avem așa, ca să intrăm în date tehnice, ziua minerului, un eveniment în memoria lucrătorilor din mină care au fost uciși în timpul grevei de la Lupeni din august 1922. Astăzi este ziua minerului, un eveniment în memoria lucrătorilor din mină care au fost uciși, dar și a victimelor accidentelor de muncă din minerit. Vor avea loc slujbe de pomenire și depuneri de coroane cu flori la troițe și monumentele dedicate minerilor, după cum relatează corespondentul RRA Ilie Pintea. Despre greva minerilor din 1929 și faptul că au fost uciși a vuit presa internațională. Toată presa internațională, inclusiv The New York Times, a vorbit despre acel trist incident. La acea oră au fost mai multe mișcări ale minerilor din toată lumea, inclusiv din Marea Britanie, doar că acolo nu i-a împușcat nimeni. Laura îmi spune să dăm și un material. Haide, Laura, să vedem. Avem multe materiale. Începem cu unul. 1 august 1977, minerii din Valea Jiului intră în grevă generală după ce află, printre altele, că le-a fost majorat programul de lucru și le-a crescut vârsta de pensionare. Ceaușescu ordonă oprirea trenurilor pentru ca minerii să nu vină la București și îl trimite pe secretarul CC al PCR, Ilie Verdeț, să calmeze situația. Acesta e sechestrat împreună cu prim-secretarul de partid din Petroșani. Ortacii spun că cei doi demnitari vor fi eliberați doar în clipa în care Nicolae Ceaușescu va sosi acolo. Acesta pleacă direct de pe plaja de la Neptun, dar trece mai întâi prin Craiova, Târgu Jiu și Deva, unde preia comanda trupelor de securitate. Perimetrul era înconjurat de mineri, păzit de mineri. S-au uns cu cărbun pe față să nu recunoască lumea. Minerii au scandat atunci jos Ceaușescu și jos burghezia proletară, împotriva activiștilor comuniști locali care impuseseră minerilor condiții de muncă epuizante. Ceaușescu cedează tuturor revendicărilor și, pentru a consfinți pacea cu minerii, convoacă un mare meeting la Petroșani.
șefii noștri nu au apucat să intereseze de prea multe detalii referitor la condițiile organizării unui asemenea meeting. N-a fost o transmisie obișnuită, adică nu era anunțată. Bineînțeles, trei sferturi din cei de la meeting erau mineri cu uniforme noi nouțe, tun scurt, boți albaștri, cum era denumirea generică pentru trupele de securitate. Ca să transmitem în direct, trebuia să urce alpiniștii, piloniștii noștri la vârful Cerbu, la 1680 de metri, să instaleze radiorelele. Au urcat ăștia toată noaptea cu sculele în cârcă, că nu era nici în ziua de azi, nu e un drum foarte bun de acces acolo. Când au ajuns acolo, constata că nu e decât paznicul la stația de radioreleu, stația fiind în revizie. Deci au plecat cadre reportaj și unitate de înregistrare cu magnetoscope, se trecea pe benzile de magnetoscop și se aduceau benzile în București. A fost un tur de forță, adică pornea o bandă și în timp ce ailaltă încă se înregistra sau încă era pe drum, știi? Și putea să ne ajungă. Pentru asemenea chestie, pentru ministru a fost închisoare, un an de zile. Pentru șefii noștri, deci directorul a fost destituit din orice funcție din Televiziunea Română pentru un an de zile, iar șeful de serviciu pentru 3 luni de zile. Bine, și sfătuit de colegii de la securitate, cei tehnici, care cam țineau cu noi. Și l-au sfătuit, domnule, te internezi la predeal, la sanatoriu, la de bol neuro, așa, și pe perioada asta stai acolo. După care revin, apoi în funcție și asta. Și așa au făcut și nu s-a întâmplat nimic pentru el. Care a venit la serviciu. Am înțeles că au fost arestați liderii, că au fost trimiși în alte mine mai depărtate, au rămas familiile pe acolo. A durat mult povestea asta. Au fost întocmite 150 de dosare penale. Au fost internați la psihiatrie 50 de mineri, iar 15 protestatari au fost condamnați la închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri sau tulburarea liniștii publice. Valea Jiului a fost declarată zonă interzisă până la 1 ianuarie 1978. Greva minerilor a fost prima dintre marile mișcări sociale care aveau să culmineze peste 12 ani cu Revoluția Română. Repet, minerii au avut curajul de a înfrunta regimul comunist cu tot ce implică, tot ce a implicat acest lucru, pentru că din materialul de mai devreme ați văzut cum o parte din liderii acelei mișcări au avut de suferit. Au avut de suferit. Și în momentul în care am văzut mizeria asta de afiș, care este făcut de, pentru un eveniment organizat de Honored Patria, o organizație, se vrea a fi patriotă, naționalistă, habar n-am, anticomunistă, oricum, anticomunistă, care se folosește de imaginea minerilor. Era un eveniment de comemorare a victimelor mineriadei. Folosindu-se de această imagine a minerilor într-o formă cât se poate de bajocoritoare, când tocmai minerii ăștia s-au luptat împotriva comunismului. Dar o să vorbim mai multe, din păcate, după o scurtă pauză. Am revenit, oameni dragi, cu afișul ăsta minune al tinerilor frumoși și liberi de pe partea de dreapta din România, care se vor patrioți, se vor anticomuniști, doar că nu prea-i vedem, știți, la luptă nu prea-i vedem. Așa, cu un afiș, cu un abțibild, mai vandalizează o clădire istorică, la asta sunt buni. La asta sunt buni și la arunca cu noroi, iată, în mineri. În mineri, aducându-și aminte de momentele mineriate. Nu vedem aici, da, nu vedem ceva de la SRI, că iar deranja faptul că minerii nu au venit de totuși de capul lor la București. Minerii sunt niște oameni simpli care au fost manipulați să vină la București. De unde au degenerat, lucrurile, mai ales că psihologia mulțimii e destul de sensibilă. Nu se întreabă băieții ăștia de la Honored Patria cine sunt minerii de atunci, din 90-91, care erau îmbrăcați în salopete noi. Nu știu ei. Ei știu cu abțibilduri și cu dat cu bidireaua pe perete. Nu știu ei.
Ei nu se revoltă împotriva celor care i-au adus pe mineri, care s-au folosit de mineri atunci și care în continuare se folosesc de alte categorii de oameni, că sunt tinerii frumoși și liberi, că sunt LGBT, că sunt alte zone, pentru a-și face jocurile, frecându-și mâinile, pentru că noi, în loc să atragem atenția asupra lor, aruncăm cu noroi din nou în mineri. Minerii care, repet, spre deosebire de băieții ăștia de la Honoret Patria, ăștia au avut curajul să se revolte împotriva regimului comunist. Ei n-au curajul să se revolte acum împotriva nimic. În afară de niște benere anemice și trei oameni zgribuliți care apar pe aici pe colo, ei nu există. Eu am fost, de exemplu, în protest la sediul SRI. Credeți că era vreunul dintre băieții ăștia viteji? A fost pe lângă noi? Pe lângă mine și încă o femeie? Nu. I-ați auzit vreodată pe băieții ăștia care înjură minerii să facă un protest în fața celor de la SRI care i-au adus pe mineri în București? Nu, că n-au curaj. Ei nu au curajul minerilor. Nici celora din 29, nici celora din 77, nici celora de acum, că și ăia 3.000 câți mai sunt acum în Valea Jiului și ăia acum 2 ani au mai făcut ceva, au mai făcut o grevă. Așa că băieții ăștia să facă bine și să nu mai arunce cu noroi în mineri care sunt victimele acelorași călăi ca noi restul, menținând această stare de dezbinare în societate, pentru că îi pot bănui de două lucruri. Ori de prostie extremă, ori de nemernicie. Una din două. Altfel, în 2024, după ce știm toate datele, după ce am trecut printr-o pandemie în care am văzut manipulare de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, tu, în 2024, încă să-i hulești, să-i stigmatizezi pe mineri pentru evenimentele din 90-91, repet, ești ori prost, ori nemernic. Atât. Iar ca să închei, băieții ăștia când o să învețe și când o să prezinte semne de curaj, măcar la 10% din curajul minerilor, curaj manifestat împotriva regimului comunist, atunci să mai vină și să-și mai permită să lipească sticăre cu secera și ciocanul tăiate. Până atunci să se rezume la două benere și două bidinele pe clădiri istorice, că văd că nici cu legea asta a vandalizării clădirilor nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și huliganii ăștia continuă să distrugă niște lucruri lăsate într-adevăr de o mare parte de comuniști. Pentru că lumea lor liberă, pe care au urlat-o, pe care și-au dorit-o, lumea liberă a celor de la Honoret Patria, produce nimic. Am văzut ce a produs. Produce libertate sexuală și cam atât. Să putem să ne declarăm fiecare ce vrea, să putem să ne cuplăm fiecare cu cine vrea și cam atât. Asta a produs. Lumea liberă a acestor tineri frumoși de dreapta de la Honoret Patria, lumea lor nu a construit nimic. Drept urmare, probabil din frustrare, refulează pe lumea construită de comuniști ăștia mult huliți. Revin la punctul meu de comandă pentru că ne pregătim, mai dăm un clip? Mai dăm un clip cu revolta din... Mai avem un clip, oameni dragi, după care vom intra în direct cu nimeni altul decât liderul suprem al țării, liderul sindical Miron Cosma. Atunci când cuțitul îți ajunge la os, atunci când nu ai nimic de pierdut, atunci când ai și meseria de miner, în care presupune foarte multe riscuri, nu te mai gândești la ce se va întâmpla cu tine. Pur și simplu ieși afară și protestezi. Am făcut pancarde, am strigat lozinci, ne-am aprins lămpile, oamenii ieșeau afară, ne ascultau, ne aplaudau. Constantin Dobre a fost liderul revoltei minerilor de la Lupeni, prima
mișcare de protest care a zguduit dictatura comunistă. Sunt acei mineri care, în august 1977, au avut curajul să-l înfrunte pentru prima oară pe Nicolae Ceaușescu. S-au adunat peste 35.000, nemulțumiți de condițiile de muncă, de prelungirea vârstei de pensionare, dar și de regimul politic. 1.000 dintre ei erau deja organizați. Constantin Dobre a citit revendicările greviștilor în fața lui Nicolae Ceaușescu. După plecarea dictatorului, a început calvarul. Miliția, securitatea și tot aparatul represiv comunist s-au pus în mișcare. A cerut 6 ore și pâine a fost deportat. Adică mi-a spus că să nu spui că am fost bătut, am suferit. O parte dintre minerii greviști au fost strămutați, alții anchetați cu brutalitate, condamnați ori supuși unor tratamente medicale cumplite. Constantin Dobre a fost deportat și anchetat din ordinul direct al generalului de securitate Nicolae Pleșiță. O notă a securității arată că mii de agenți și informatori din 7 județe au fost trimiși să țină sub control Valea Jiului. M-au anchetat pentru a da informații despre colegii mei din Valea Jiului. Nu există nicăieri și nu va exista nicăieri niciun fel de nume dat de către mine. Atunci când m-a lovit, mi-a spus de ce te-ai ridicat. A doua zi m-a stat deja securitatea. M-a băgat într-o cameră mică acolo, dunerii pe un tamborel. Execuții fizic, psihic, financiar, mulți dintre noi au murit și pe mine vreau să mă omoare. Trebuie să primească aceleași drepturi cu revoluționarii din 1989, pentru că prin mișcarea lor au prefigurat evenimentele din 1989. Constantin Dobre locuiește acum în Marea Britanie, unde i s-a acordat azil politic în anii 90. Ceilalți rămași în viață sunt tot în Valea Jiului, unde își duc traiul în condiții mai mult decât modeste. Am revenit, oameni dragi, dar uitați că am primit la cald o înregistrare care cică nu a, nicio televiziune n-ar vrea să-l dea. Mai durează puțin, pentru că l-am trimis acum în regie. Este un comunicat citit de Maria Munteanu în Piața Universității. Ia uite cum facem lumină de Ziua Minerului, dacă pot să le ofer acest cadou, să facem lumină și să le ștergem noroiul de pe obraz aruncat de studenții de la acea vreme. Bineînțeles, condamn absolut orice fel de violență. Cei care au fost violenți atunci, în Piața Universității, minerii care au comis violențe, absolut, ei trebuie trași la răspundere cu nume și prenume. Dar în continuare, la atâția ani distanță, tu în continuare să-i ponegrești, să nu înțelegi de ce a fost distrus mineritul, să nu înțelegi de ce Miron Cosma a trebuit să fie băgat în pușcărie, să nu înțelegi că atunci a început distrugerea mișcării sindicale, singura care putea să unească muncitorii din diverse bresle și să se opună. Să se opună privatizărilor. Să se opună condițiilor rele de lucru. Și în continuare să hrănești această idee că minerii sunt niște brute, este pur și simplu neomenesc. Neomenesc. Sunt fată de miner. Sunt nepoată de miner, sunt strănepoată de miner, am crescut în Valea Jiului. Oamenii ăia de acolo sunt pâinea lui Dumnezeu. Că altfel poate nici eu nu aș fi putut să pun atâta suflet pentru țara asta și pentru oameni în general. Și ca să nu mă năpădească plânsul, îi spun bună ziua ultimului adevărat lider al acestei țări, care a fost cumva răstignit pe cruce, trimis în pușcărie, ca exemplu, cred eu, domnul Miron Cosma. Domnule Miron Cosma, la mulți ani și noroc bun! Sărmenile și la mulți ani și noroc bun! Sunt de-a dreptul încântat și în același timp o felicit și nu-mi vine să cred că în sfârșit o televiziune, Televiziunea Metropola, și-a asumat responsabilitatea unor evenimente istorice și subliniez istorice și culme ironiei. Ele sunt nu numai aniversate, dar și comemorate în marile țări ale lumii. Pentru numele lui Dumnezeu, toate evenimentele cu minerii în lume au fost recunoscute legale de Națiunile Unite, de Organizația
mondială împotriva represiunii, de asemenea CEDO, de asemenea toate sindicatele din lume, și subliniez din lume, au hotărât, culme ironiei, în ultimul meu an de închisoare, în 2007, și bineînțeles că l-am mandatat pe fratele meu, Gheorghe Tiberiu Cosma, să mă reprezinte, pentru că asta au cerut Națiunile Unite. Deci în sesiunea din iunie, în ultimul an de închisoare, când eu aveam interzis, legea o mai cunosc eu, 64-71, măsuri complementare și asiguratorii, aveam interzis dreptul de alegeri și de a fi ales. Culme ironiei, prin rezoluția 2486, Națiunile Unite de la Geneva m-au declarat numărul 1 sindical din lume, iar fratele meu a făcut o chestie ce n-a făcut-o nimeni la Națiunile Unite. Și Emmanuel Chalas, liderul sindicatelor din Franța la vremea aceea, mi-a spus Ion, ce a făcut fratele tău la Națiunile Unite, n-a făcut nimeni. Deci fratele meu e un tip mai sensibil, nu prea seamănă din punctul ăsta de vedere, are așa puțină genă a tatălui meu, care și el era foarte sensibil, dar era o forță a naturii, și s-a văzut fratele meu în fața Marii Adunări Generale, liderul de sindicat de la Minalonia, că era lider de sindicat la Minalonia atunci. Așa, s-a văzut în fața Națiunii Unite și a apucat să spună două cuvinte. Mulțumesc pentru că militați pentru fratele meu, și l-a luat plânsul. Și revenim, spune Maniu, cum îi place lui să-i se spună liderul sindicatelor din Franța, Mion, în 25 de ani, că de când sunt la Națiunile Unite, n-am văzut vreodată ca adunarea generală a Națiunilor Unite să ridice toată în picioare. Acolo erau tot timpul situații în care se ridicau doar cei care, țările la care erau reprezentați. Dar să ridice toată adunarea generală în picioare, să-l aplaude în picioare pe fratele meu și pe Miron Cosma, mai rar s-a văzut. Iar revenind, toată stima pentru voi, istoria României, din păcate, românii și îngroapă pe noi și după aia le ridică statui. E o vorbă românească. Toată istoria României, repet, ar trebui și chiar ar trebui ca în școlile pentru copii să se spună adevărul. Pentru că adevărul, o să spunem în această emisiune, nu știu cât timp avem, dar o să spunem împreună despre fiecare situație. Pentru că de asta ți-am trimis comunicatul Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului. Pentru numele lui Dumnezeu. De ce multă televiziunea națională? Pentru că l-am dat la TVR atunci, când s-a spus că minerii vin împotriva pieței universități. Am dat comunicat semnat de mine că minerii nu vor veni împotriva pieței universității. Și nu au venit. Pentru că pentru numele lui Dumnezeu, toate aceste speculații mineriade, mineriade și așa mai departe, sunt invenții ale profitorilor politici, care vor să dea într-o clasă socială care a dovedit ceva de-a lungul istoriei, atât în 1929, pe 6 august, cât și pe 3 august, știai că eu am fost acuzat și arestat preventiv în perioada aceea, 1-3 august 77, pentru că terminați în facultate de subinginer electromecanic tenorul la ITN Petroșani și comuniștii m-au repartizat pe 1 august la Mina Lupeni. Dar eu eram DJ de 7 ani și eu, să se spune, și a scris, a rămas plăcut impresionat că Acordul Internațional al Muncitorului și Poporului la Paris au spus cum l-am sechestrat pe Ceaușescu. Iarăși nu vorbește nimeni despre asta. Nu știți cum. Eu, pentru că eu de 7 ani eram DJ în Valea Jiului, până în 77, că am început în discotecă din clasa 10-a la liceu și după aceea și eram foarte iubit de oameni. E, cum l-am sechestrat pe Ceaușescu? Pe poarta 2, știi că pe poarta 2 Ceaușescu, securitatea n-a putut să intre decât Ceaușescu. Pentru că și minerii mei cu securile care erau acolo, mulți dintre ei care erau oamenii mei de ordine la discoteci, așa au pus securile și au zis că ce am făcut, ce s-a întâmplat în 2009, e nimic pe lângă ce o să întâmple dacă trece și n-a putut să treacă securitatea decât Ceaușescu. S-a dus la Constantin Dobre la microfon. De unde ați avut, domnule Cosma, de unde ați avut curajul atunci de a vă pune împotriva, de a vă revolta împotriva unui regim opresiv care putea să vă împuște până la urmă, da? Putea să vă împuște pur și simplu, să vă pună la linie și să vă împuște. Nu mai spun de pușcării, canale și așa mai departe.
Cum s-a putut atunci să existe resursele astea și acum, când suntem în democrație și protestul e un instrument democratic, nu mai protestează nimeni. Și aia care protestează, tembelii aia protestează tot împotriva altor cetățeni, cum ar fi, iată, împotriva minerilor. Da, adevărul este că toate acestea sunt manipulări politice. Repet, minerii n-au fost niciodată și dovedesc aceste două evenimente, numele lui Dumnezeu. În 6 august 1989, minerii s-au ridicat împotriva regimului țărănistă-liberal și așa mai departe, da? În 1977, minerii s-au ridicat împotriva lui Ceaușescu, împotriva comuniștilor. Deci minerii niciodată n-au reprezentat o clasă politică, chiar aproape la conducere. Și acum, sunt multe lucruri să... Dacă avem timp, am să spun chestii care sunt în lege. Nu le spune colpa, vă rog să le verificați. Ca de exemplu, legat de evenimentele sindicale. Cum? Adică, Națiunile Unite se recunoaște numărul 1 sindical din lume când ne-a dat interzicția în România. Idioții ăia, scuzați-mi expresia, dar nu mai suport în justiție, care au pensii speciale, cel mai departe. Iar Cosma a rezumat din pensie, pe pensia muncită, pentru că a schimbat două guverne. E ori. De ce nu v-a spus niciodată? Că, de exemplu, legea sindicatelor, lege, da? Spunea ce? Legea sindicatelor. Că pentru a reprezenta interesele membrilor de sindicat la nivel național, la nivel național, ești obligat să ai sediu în București. Pardon? Deci trebuie să ai sediu în București. Și bineînțeles să-i validat de Tribunalul București. Deci eu am fost validat și acum. Îți spun o chestiune, acum, iarăși. Deci te rog să verifici. Eu sunt din nou, pentru că am promis Națiunilor Unite, când am știut închisoare, m-am dus din nou acolo să le mulțumesc, am promis că în momentul în care voi reuși să intru în legalitate, voi intra în legalitate și dacă te uiți acum la registrul sindicatelor la nivel național, legal constituite, Ion Cosma și Convenția Minieră Creștin-Democrată Sfânta Varvara este la poziția 2. Legal. Da, legal. Mă valida Tribunalul Curezmei lui Dumnezeu. Cum? Cum? Când solidarea puterii de stat în care a fost îndată este imprescriptibilă? Doi, revenind la judecători. Păi cum e posibil? Deci tu interzici în Petroșani și în București, da? Dar am liber la graniță. Păi n-am fost în 2005 la Paris? Păi cum? Deci tot timpul au fost niște speculanți ai politicienilor vremii, folosindu-i și folosindu-se pentru că era totul ce se bani câștigă. Așa, iar poporul mare de foame. Ori, revenim, însă, chestia fericită. Deci, legea sindicată, mă obligam să am sediu în București, de acum bomba ca să vă amuzați. Lege! Iar în corpul a fost pe vă rog, cineva să mă contrazică legal. Nu există cineva să mă poată contrazice, pentru că sunt legi care le știm și le-am citit și le-am respectat. Legea conflictelor colective de muncă, știi ce spunea? Și repet, subliniez. Legea conflictelor colective de muncă, știi ce spunea? Spunea așa. Pentru a reprezenta interesele membrilor de sindicat, toate acțiunile sindicale trebuia să le faci unde aveai sediu. Pentru că aveam sediu în București, nu eram, trebuia să vin la București, mă obliga legea să vin la București, nu plăteau mușchilul Cosma. Pardon! Deci, legi, eu vorbesc de lege, nu vorbesc de povești nemuritoare sau de alte tipuri de povești politice. Deci, ori, tot timpul însă, pentru că au știut că Mirom Cosma și minerii nu pot fi folosiți împotriva unor cetățeni, pentru că pe 13 iunie, nu spun eu, spune CEDO, care m-a făcut victimă, pe 1 iunie 90, pe 13 iunie minerii nu au fost în București, care minerii? Și dacă mai un adevăr, vreți să mai spun iarăși un adevăr istoric? Vă rog! Inginerul Mănucu de la Craiova, țineți minte că politicienii vremi la vremea au vrut într-adevăr să mă aducă și pe mine și m-a adus securitatea, 40 de securism m-au adus cu forța
îmbrăcat civil la București. Când au văzut comunicatul, dar de mine, când au văzut că sunt împotriva venirii minerilor la București, m-au dus pe mine. Și în loc să ajung pe 13, cum vreau conducători la vremea aceea, din cauza inginerului Măluc, cu Dumnezeu să-l lăsă, că a murit la Craiova. Inginerul de la Craiova au dat toate televiziunea, a trecut la curentul până regional la Craiova. Și în loc să ajung pe 13, eu pot. M-am ajuns pe 14. Despre care nici măcar Cosma n-a fost la București pe 13. Domnule Cosma! Haideți să dăm ce mi-ați trimis, comunicatul, îl ascultăm și ne spuneți exact ce am ascultat, pentru că este prima oară când a spus că cei de la TVR refuză să îl dea, televiziunea națională. Noi aici, de la o televiziune mică, încercăm să facem lucruri mari și dacă putem să facem puțină lumină în istorie de Ziua Minerilor pentru Mineri, așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să dăm comunicatul colegii mei la pregătit. Maria Munteanu spune comunicat de televiziunea națională. De la piață și o strânge la piept și o leagă în cerc și îi face în răcoare departe de soare cuib de floricele izite la stele. Fac un anunț și după aceea. Fac un anunț acum. S-a dat la televiziune, acum câteva clipe, următorul anunț. Din partea Ligii sindicatelor Libere din Valea Jiului. Persoane rovoitoare au răspândit zvonuri prin care se anunță vizite la București ale minerilor. Acestea sunt provocări și minerii rămân la locurile lor de muncă. Mai devreme sau mai târziu vor veni aici, de partea noastră, nu împotriva noastră. Deci ce ne arătați dumneavoastră? Mi s-a făcut și pielea de găină pe mine. Deci, practic, s-a făcut un mesaj de unitate. A fost anunțată în avans o posibilă manipulare și degenerarea situației. Dar cu toate astea, cineva a reușit să-și bage coada, astfel încât să pară că minerii au făcut niște lucruri. Și vă întreb, domnule Cosma, cine erau minerii în salopete noi? Noi, eu, care sunt fată de mineri, dumneavoastră, care ați intrat în mină, știm exact care e situația cu salopetele. Că se dădea în același timp aceeași uniformă și în momentul în care se strica, adică era un, nu știu cum se dădea, de două ori pe an. Deci era imposibil ca minerii să aibă acces la niște salopete noi. Cine erau minerii în salopete noi, domnule Cosma? În primul rând am să spun câteva evenimente. Mircea Dinescu, știți ce spunea Mircea Dinescu în iunie 90? IMGB face ordine. Deci era întreprinderea muncitorească din București. Tot de la IMGB. O altă situație. Țiganii s-au dus peste unitatea militară din Ferentari, care nu mai există acum, de Iana, da? Văzând că au intrat unii cu salopete acolo, crezând că sunt minerii. Când vor lua armata îmbrăcată. Și încă un lucru esențial, iar nu vorbește nimeni. Nimeni nu vorbește despre acest lucru. Eu am ajuns, repet, pe 14 și am fost dus la polivalentă. Deci nu la Romexpo. Deci până la Romexpo m-am fost adus pe 15. Când a venit Toșu Iliescu să mulțumească acolo. Minerii și lui Cosma. Permanentă folosim numele Cosma. Ori, am aflat pe 14 că Liga Studenților și Facultatea de Drept este atacată de mineri. Mă duc și să văd care mineri. Ori, am să spun evenimentul așa cum era, m-am dus acolo, pe scările alea coborau în salopete și știi foarte bine că vorba aceea și chiar mă mândresc cu tine, faptul că e strică de direct, înțelegi tu. Ori, salopetele de subteran nu seamănă cu alea de suprafață. Sunt alte tipuri. Alea sunt ignifuge, pentru că la plecare se salmină în aer, dacă se aprinde. Puțin lucruri, puțin oameni știu aceste lucruri, te ridic. Eu m-am dus acolo și m-am dus civil.
Pentru că am să vă spun, știți cine l-a turnat pe Miron Cozma la generalul Dan Voinea? Și vă rog eu să-l întrebați pe Voinea. Când am zis, dă-mă și ceva cu mine, cu 90, din 24 martie 90, când am fost ales liber de sindicat, până în 35 iunie 90, dă ceva cu mine cu 90. Dar nu cine l-a turnat pe Miron Cozma la procuratura militară? Domnule Cozma, o secundă. Domnule Cozma, țineți-vă ideea, țineți-vă ideea, că din păcate ne presează regia. Să luăm o scurtă pauză și revenim după pauză. Țineți-vă ideea. Am revenit, oameni dragi, cu aceeași tema mineritului, pentru că exact cum spunea și domnul Cosma și am spus și eu la început, nu e vorba doar despre minerit. Această zonă a fost manipulată politic, nu degeaba, nu degeaba, pentru că vorbim de oameni care se puteau struni ușor, care, oameni care aveau un sindicat puternic, care știa să-i strângă și să-i organizeze, care știa să-i învețe să-și negocieze contractul. Atenție! Era o negociere individuală a contractului de muncă. Aceste lucruri trebuiau să dispară în democrație. Posibilitatea oamenilor de a se organiza într-o formă de protest, posibilitatea oamenilor de a-și negocia contractul, de a-și cunoaște drepturile, trebuia să dispară. Posibilitatea oamenilor de a da dovadă că o masă compactă, că vorbim de mineri, că vorbim de profesori, că vorbim de medici, care se pot uni în jurul unei cauze, pot pune presiune pe factorii decizionali, aceste lucruri trebuiau să dispară. De aia, după ce domnul Miron Cozma, lider de sindicat al minerilor, a fost băgat în pușcărie, toți liderii politici au fost, liderii sindicali, pardon, au fost numiți politic. Politic. Și revenim cu domnul Cozma, pentru că ne spunea ceva important și din păcate a trebuit să-l întrerup cu publicitatea. Domnule Cozma, sunteți cu noi aici. Nici nu mai știu unde rămăsese. Da, am să continui ceea ce începusem. Despre cine erau cei care erau îmbrăcați în salopete în Piața Universității și în București. Deci, repet, eram la polivalentă și am aflat că e atacată Facultatea de Drept și Liga Studenților. M-am dus acolo îmbrăcat civil, repet și subliniez încă o dată. Eu atunci am fost adus de securitate civil, eu nu eram îmbrăcat miner. Toate televiziunile dau evenimentele din 91 în contul celor din 90. Minciuni fruntate, repet. Procuratura n-avea probe cu 90 cu mine. N-avea nimic. Și eu i-am arătat lui data de 5 pe la expoțional Dan Voinea, care a crezut că sunt secretistul Iliescu. În stânga eu l-am îmbrăcat civil, repet. M-am dus acolo la Facultatea de Drept și într-adevăr coborau pe scări niște oameni îmbrăcați în talopete și i-am întrebat. Cine sunteți voi, mă? Și unul n-are ce face, zic că, păi, miner de la Paroșeni. Zic, da? Bine, zici și mie, cine e director la Paroșeni? Și cine sunt eu? Și nu știu, când am dat-o palmă, am murit și atunci revenim la personajul de care vreau să spun, de care nu vorbește nimeni. Vine la mine un civil și mă ia așa după Camiron. Știi, eu sunt cumnatul Petrică. Care Petrică? Petre Roman. Deci Racuchi Boris Slavski, locotenent colonel în serviciile armatei, care primise ordin să devasteze Liga Studenților și după aceea să meargă în regie peste studenți. Ei, ori, eu i-am spus, dacă te atingi, deci duci toate lucrurile care le-ai luat de la student înapoi, la seriu, și dacă te atingi de vreun student în regie, o să vin cu minerii și te găsesc eu în București, te rup. Înțelegi că nu ți-am spus. Ei, ori, bineînțeles că a plecat și repet și subliniez încă o dată. Cumnatul lui Petre Roman, de ce nu vorbește nimeni de Cuchi Borislav, el o potrăie colonel în armata română. Și m-am dus la rectorat și acolo, iarăși, m-am întâlnit niște chestii care m-au deranjat enorm după aceea. Deci m-am întâlnit cu Nicolae Popa. Cine a ajuns Nicolae Popa? Președintele Curții Supreme de Justiție la vremea aia. Că nu era în alta curte de casație și justiție. Era Curtea Supremă. I-a dat tovarășul Iliescu ca să tacă din gură, i-a dat funcția acolo, de șef la Curtea Supremă de Justiție. Și m-am prezentat
El și cu încă unul care după a fost trimis la CEDO, culmea, să ne reprezinte, din profesorul acela universitar, tot ca să se tacă din gură, și Popa a speriat, a zis: domnul Cosma, domnul președinte, o să meargă pe sărăcie ăștia. Spune că nu o să meargă, că știe cu cine sunt eu și Petre Roma la fel. Ori n-au mers peste studențe de gică, virgulă. Vezi, doamne, studenții aveau arme, aveau droguri, aveau numai minciuni ordinare. Exact ca și idiotul ăla, iarăși, scuzați-mi expresia, care toată lumea care vorbește că la tărăniști aveau droguri, pur și simplu fabricau bani, așa și așa mai departe. Dacă un asemenea tâmpin a avut în viața lui în Xerox, înțelegi, și a arătat aia, și dacă ascultați cu atenție ce spune individul ăla, care nu e din Valea Jiului, l-am descoperit și l-am cerut cu bătaia, din Cumănești, din Bacău, trimis de FSN-ul. Deci FSN-ul, ăla e omul FSN-ului trimis acolo. Că la țărănit s-a găsit nu știu ce. Și aude cum îi trotește unul ce să spune. Dacă ascultați cu atenție ce spune individul, e unul care spune exact ce să spună. Înțelegi? Numai și numai niciun. Ori, de asemenea, a spune, iarăși, cu toată responsabilitatea, la feriu, la țărăniști și la liberali, n-a fost niciun miner. Și șeful la liberali, la România Liberă, s-a amenzat iarăși că au fost minerii. Ori, unul dintre minerii îmbrăcați care, într-adevăr, de Valea Jiului și știe, mineri cu ghilimele. Era Nicolae Cămărășescu, securistul, știi, da? Care era din Valea Jiului, pe care l-au luat, l-au trimis ca să încerce să-mi facă o breșă mie, ca să mai vină ceva miner, l-au angajat inginer șef electromecanic la mina Ninoasa. Pe Corneliu Burăș, inginerul miner de la mina Ninoasa, l-au pus inginer, l-au pus ministru ajunge, de altă parte. Și așa au reușit fără să mă anunțe, să se leagă totuși la București, două trenuri. Dar în două trenuri în cap de sânge în Iesca, la toți, ăia, știți ce cu mine că au fost la polivalente, că le-am spus, în Valea Jiului până ajungă de fac contracte de muncă la toți. Ați încălcat, v-am trimis comunicatul și sindicatul în Iervale, ați încălcat comunicatul, în condițiile astea, pentru mine nu mai exista și vă dau afară pe toți, de la mine. În permanență s-a mințit cu nerușinare. În 1991, repet, eu n-am venit la București ca să schimb guvernul Roman. Am venit pentru că niște revendicări sindicale au fost aprobate de guvernul Bătășescu, prim-ministru la vremea aceea, și bineînțeles că Petre Roman era pe lume și învăța pe aia, vorbea în franceză și învăța franceză, glumesc acum, și când a venit la o altă manipulare cu Iliescu, așa, au anulat revendicările. Deci au anulat revendicările aprobate de guvern, culme. Așa. Și Petre Roman a căzut în plața lui Ion Iliescu și bineînțeles ca să mă scoată în stradă cu minerii. Și eu eram obligat, deci, ca să-mi apăr interesele membrilor. Erați obligat să veniți la București. Și eram om obligat legea conflictelor. De lege. Nu că vreau mușchiul cu ospa ca minerilor. I-am respectat legea în permanență. Repet, în permanență. Domnule Cosma, acum să vorbim unde ne doare în cifre. Unde era mineritul în 90 și unde ne aflăm acum? E de-a dreptul, nu știu cum să spun, este de-a dreptul incredibil. Și am să vă dau câteva exemple. În primul rând, unii tâmpiți, nici nu știu, scuzați-mi expresia... Atenție, că, să nu ne agia ce ne au, atenție. Că Valea Jiului este huilă, nu? Huilă. Huilă, nu e în cărbune superior? Superior. Bineînțeles, lignitul e cărbune inferior și acum bomba. Inferior. Spuneți-mi și mie acum, că iarăși nu vorbește nimeni. S-au închis minele din Valea Jiului pe interes politic și le-am spus multor români că țara asta, și când am zis la o televiziune că România este printre cele mai bogate țări din lume în ceea ce privește bogățiile naturale. Că toată lumea vorbea, de exemplu, de la aur despre Roșia Montană. Nu știu că aurul de Roșia Montană e monatomic, dar la cincea substanță ca valoare. Acolo cel mai valoros este lorul, care era bombe la Hiroshima și Nagasaki. Dar unde e a doua rezervă de aur din Europa?
Că tu știi că ești în vorba aceea, ai trăit și dreptul Nedoara. E la 23 de kilometri mai sus de Rodina, la Rodina. Deci a doua rezervă de aur neexploatată, ca să nu spun câte substanțe minerale le știu. Și dacă eram un profitor, numai dacă luam lichiu, de exemplu, știi câți bani câștigam? Că și din cauza mea, când le-am spus la oameni fără minte din zona Uniunii Europene, că pentru a face mașini electrice ai nevoie de grafit, ca să exploatezi grafit. Păi e vorba de nevoie de mineric, cum ai spus și tu foarte bine. Exact, exact. Hotel fără cărbune nu există, înțelegeți? La fel, grafit, din grafit se face grafenul, care ca să meargă mașini electrice. Tot mineritul e folosit. Dar revenind acum, bomba acum, de care n-a spus nimeni și mă bucur că îmi dat această posibilitate. Polonia este în Uniunea Europeană? Este, da? Este Polonia în Uniunea Europeană, da? Spuneți și mie de ce 75% din energie electrică, subliniez, 75% din energie electrică e produsă din cărbune, din lignit, care e cărbune inferior. De ce n-a închis Uniunea Europeană minele din Polonia? Pentru că acolo e conducere adevărată. Că și acum, i-am felicitat pe sindicaliștii mei, că eu repet încă o dată, prin rezoluția 2486 din 2007, sunt numărul 1 sindical din lume. Nu m-am făcut, m-am făcut Națiunile Unite. I-am felicitat și s-au făcut premierul. De ce are nesă? Lumea moare de foame. Iar acolo au băgat pe produse alimentare, guvernul TVA 0, pardon, TVA 0. Austria, e Uniunea Europeană. De ce Austria, cu toate că nu îi simpatizez deloc? Ori, Austria nu importă nimic, produse alimentare, până nu consumă tot ce au produs. Păi la noi, ăștia, săraci fermieri, mor de foame. Și, repet, de ce s-a închis mineritul? Pentru că trebuia distrus. La fel le spun românilor. De ce salariile sunt mici și prețurile sunt mari? Ca să părăsească țara, să vină ăștia, să ocupe. Și să vreau să exploateze, pentru că, repet, cea mai tare apă din Europa e de România, apă. Și atenție, că unele țări au plăit cu apa, înțelegeți. Da. Revene, mai nou, la exploatări, cum ai spus, Germania. Păi Germania a început să deschidă minele. Anglia, cum ai spus, minele. Și așa mai departe și celelalte țări. Chiar și Statele Unite au început să redeschidă minele. Și bomba, iarăși, care nu spune nimeni, știi, până acum, că a fost în istoria lumii, cel mai mare consum de cărbune în istoria lumii a fost în acest an. Așa este. Cel mai mare. Așa este, am dat aici. Iar noi am închis tot. Am dat știrea în emisiune, am arătat faptul că în continuare s-a ars cărbune, chiar o cantitate istorică anul trecut și probabil că va continua. Având în vedere că Germania, uitați știre de luna trecută, 9-7-2024, o localitate din Germania va fi rasă de pe fața pământului pentru a face loc unei mine de cărbune în localitatea est-germană Mulroze. Deci vorbim de luna trecută în Germania. De Polonia nu mai spun, de Marea Britanie, oricum, ei nu mai sunt în UE, nici nu interesează ce de reglementări de UE fac acolo ce vor. Și noi stăm încă pe... Adică noi nici nu trebuie să o luăm de la zero. Cât se mai poate, cât mai avem cadre calificate, pentru că să o iei de la zero peste 10 ani. Să trebuiască... acolo nu vorbim... Chiar am vorbit cu tata zilele trecute. Nu vorbim doar de mineri. Acolo vorbim de strungari, vorbim de sudori, vorbim de întregi industrii, întregi meserii care unele sunt pe cale de dispariție, altele au dispărut deja. Dar acum, dacă se face ceva, poate mai putem salva. Peste 5 ani, peste 10 ani, nu știu dacă vom mai putea găsi oameni calificați care să facă această muncă grea. Așa e. Din păcate, și faptul că minele nu s-au închis și știi foarte bine că minele s-au distrus. Deci minele s-au distrus. Și sunt situații de pericole extraordinare, pentru că știi foarte bine că în măcruila, cărbune superior, când este scoasă afară, nu poate să fie transportată până nu e tratat de către autoprinsele. Deci acolo minerii săraci merg pe burtă ca să ia cu mâinile cărbunele din lucru vechi, ca să nu rămână acolo să ia foc. Și să sară mina în aer. Dar revenind, s-au distrus și e complicat, pentru că e vorba de investiții uriașe. Dar va veni vremea
Pentru că, repet, la nivel mondial, cei care la momentul acesta conduc, și vreau să spun că anul trecut, de exemplu, a fost invitat la un congres al Națiunii Unite în India. Și nu m-am dus și l-am trimis pe un lider de sindicat care nu merită nimic, ca să dau numele, care a recunoscut până la urmă că a luat 800 de milioane ca să mă trădeze. Și toți au trădat. De ce repet că Osman n-are nimic? Osman n-are casă, n-are masă, n-are nimic. Eu am locuință socială, pardon, și îi mulțumesc pe această cale domnului primar Florin Pandere, pentru că el mi-a dat. Pentru că eu când a venit în închisoare, am stat în voluntari, pentru că aveam interzis în București. Și, bineînțeles, că merită toată ziua de tot ceea ce a realizat de-a lungul anilor în orașul voluntari și nu mai spun de marele cartier Sipera. Cu toate că în fiecare an, în fiecare dată, pardon, la alegeri, i-am și transmis unii fie, pentru a ajunge cu ghilele de rigoare, militează împotriva lui, pentru că au tot felul de interese. Ei, uite, vedeți, a spus despre mine 11.000 de lucruri, 11.000 de prostii, numai minciuni, înțelegeți. Deci, ori, la un moment dat, pentru că eram obligat, să zic așa, să trăiesc și eu, nu? Că n-aveam bani, n-aveam nimic, l-am rugat să mă ajute și am spus să discute în Consiliul Primăriei Voluntari despre mine. S-au discutat și m-au angajat la Pavol. Acum 5 ani de zile, când am văzut că idioții de la UTR vorbeau că vezi, Doamne, ce bani îmi dă mie Pandele. Eu luam 1250 de lei pe binele lui Dumnezeu. M-am dus la director la acea vreme Frunză și mi-am desfăcut contractul de muncă, ca să nu-i crezi pe el lui Pandele. Deci vă dați seama, deci nici măcar 1250 de lei nu mai iau de la Pavol, care-i luat. Dar revenim. Gura lumii nu putem. Deci, încă o dată, dacă nu mineritul nu este preluat de un miner ca mine, pentru că, din păcate, mineri mai sunt puțini, așa, minele din România e complicat să fie redeschise. Pentru că eu, de exemplu, dacă am să încep redeschiderea minelor, n-am să o fac pe stilul vechi. Pentru că stilul vechi era antic și de mult. Chiar și la mine. Știi cine a închis primele 3.000 în Valea Jiului? După ce 24 marginalizările de sindicat, eu. Păi eu am închis Lonea Pilier pe 3% și Câmpul Lunea. Păi ce era să dărâm colibele mămărlanilor și casele mămărlanilor pentru o jumătate de metru de stradă cărbune și noi aveam 4 metri grosime. Mina Dâlgea, în mijlocul fratelor, de 4 metri, e închisă mina Dâlgea. De ce? Iar mina, iară să mai spun un adevăr, iar mina Bărbăteni, care era singura mine, știi, la suprafață. Deci intrai de la suprafață în mine, nu cu Bolivia și așa mai departe, dar avea cel mai... avea 6.000 de kilocalorii pe kilogram, așa, uila de acolo, și să exploata și într-un ritm mult convenabil, inclusiv celor de acolo și politicienilor, s-a închis. De ce? Am aflat de ce după aceea. De ce? Și iarăși spun un mare adevăr. De ce nu vorbește nimeni despre Radu Berceanu? De ce nu vorbește nimeni? Radu Berceanu vrea, la Valea de Pești acolo, și-a și luat o capană acolo, vrea să facă, să preia de la Varoșeni un tur din ăsta de fabricare energie electrică și, bineînțeles, să ia cele două mine, care erau cele mai tari. Dâlgea și cu Bărbăteni, să ducă cărbune acolo. Deci, numai profitori. Și un lucru, ca să finalizez cu Radu Berceanu. De ce nu anchetează procuratura faptul că s-a dat... Deci a dat cupoane de energie, deci monedă paralelă a făcut în stat, numai el putea să dată. Și mi-a spus ministrul Ajung, care a fost la mine valideului, al guvernului Berceanu, care era cu el. Mi-a spus că nu poți să facă nimic. Deci era cu monedă paralelă. Și el dădea numai el aprobă. Așa este. Vă mulțumesc, domnule Miron Cosma, din suflet, pentru că m-ați onorat cu prezența. La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani minerilor, le urez toate cele bune și să sperăm că va fi salvat din timp mineritul în România și le urez multă sănătate, pentru că își pun viața în pericol în fiecare secundă în care sunt în subsolul pământului, ca noi să avem vieți moderne. Și vă las în continuare cu imnul minerilor. Noroc bun! Mulțumesc, domnule Cosma!